Vă spun bună seara și spun că acest videoclip este destinat acelor persoane care sunt sincere și cred că bunul Dumnezeu a făcut cerul, pământul, izvoarele apelor, mările, viețuitoarele, soarele, luna, în 6 zile, iar a șaptea zi s-a odihnit de toată lucrarea sa pe care o zidise și o făcuse și a binecuvântat această zi, ziua șaptea, și a sfințit-o, după cum găsim și în Cartea Geneza, capitolul 2, versetul 3. E bine, eu vreau aici să vă arăt care este a șaptea zi. Și pentru asta o să aduc un argument puternic, și anume Biblia aceasta. Este prima Biblie tradusă în limba română. Este o Biblie tradusă în anul 1688. O să vă și arăt acest lucru. Sper că se vede. Cei care vor să pună pauză, să poată să citească cu amănunte. Deci, Biblia, Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament, întipărită întâia oară la 1688, în timpul lui Șerban Vodă Cantacuzino, domnul țării românești. Cu binecuvântarea preafericitului părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ce vreau să vă arăt din această Biblie sunt multe dovezi, dar vreau să subliniez o dovadă, și anume în porunca a patra. Să vedem ce scrie în porunca a patra. Știm că cele 10 porunci sunt la temelia, stau la temelia creștinismului și creștinii se bazează pe cele 10 porunci, ascultă cele 10 porunci și le respectă. Ei bine, vreau să deschidem. Dacă aveți și voi o Biblie acasă, în cartea Exodul, la capitolul 20, pagina 80, în Biblia Cornelescu. Și aici, la capitolul 20, citim de la versetul 8 până la versetul 12. Numai puțin. Așa. E bine, în Biblia aceasta, prima Biblie tradusă în limba română, vă dați seama. Aici este o scriere în greacă, nu știu exact în ce limbă e. Și aici este în limba română. Deci, încă o dată, prima traducere. Să vedem ce știau oamenii în anul 1688. Ce respectau ei? Cum țineau ei cele 10 porunci? Și uitați cum scrie. Haideți să văd. Poate puneți și voi pauză dacă vreți să citiți. Să poate să fac cumva să se vadă. De la versetul 8 la versetul 12, pagina 80, Biblia Cornilescu, care a fost tradusă ulterior. Deci, adu-ți aminte de ziua sâmbetei, să o sfințești pre ea. 6 zile să lucrezi și vei face toate lucrurile tale, iar a șaptea zi, sâmbăta Domnului Dumnezeului tău, să nu faci întrânsa tot lucrul, tu și feciorul tău, și fata ta, sluga ta și slujnica ta, boul tău și înjugătoriul tău și tot dobitocul tău și cel nimiarnic ce lăcuiaște cu tine. Pentru că, atenție, în 6 zile au făcut Dumnezeu cerul și pământul și marea și toate câte sunt în ele și odihni în ziua a șaptea. Pentru aceea bleagoslovit Dumnezeu ziua a șaptea și o sfinții predânsa. Deci vedem și arhaisme sunt aici, în aceste arhaismele, cum se vorbea atunci. E bine, ce vreau să spun cu acest videoclip este că ziua a șaptea nu este duminica, este sâmbăta. Și dacă tot ținem o zi ca creștini, ca oameni temători de bunul Dumnezeu și vrem să aflăm adevărul, să vedem care este această zi, să știți că ziua aceasta este sâmbătă. Și dacă e nevoie, o să aduc și alte argumente cu altă ocazie.